Globalizarea și numeroasele obstacole întâlnite în ultimii ani pe drumul modernizării nu au reușit să șteargă din inimile românilor sentimentul patriotic. Acasă sau printre străini, la mii de kilometri distanță, românii sărbătoresc Ziua Națională a României cu gândul la cei dragi. Însuflețiți de un patriotism curat, afișat cu decență și simplitate, locuitorii din comuna Mihail Cogălnicianu trăiesc fiecare zi de 1 decembrie cu speranța într-o Românie mare și prosperă, în care să se întoarcă acasă, fiicele și fiii plecați departe să își facă un rost. Sunt medici, profesori, asistente, ingineri, muncitori, șoferi și vânzătoare. Cu toții și-au găsit bunăstarea pe pământ străin, dar n-au uitat nicio clipă că sunt români și că de pământul acesta îi leagă, prin mii de fire nevăzute, amintirile copilăriei, chipul părinților rămași în prag cu lacrimi pe obraz, credința și conștiința că sunt români și că aparțin acestei țări pentru totdeauna, oriunde i-ar fi dus pentru moment viața. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitean. Poetul a spus că munții noștri au ori poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Am ajuns acum să cerșim din poartă în poartă. Cred că din Cogălnicianu sunt plecați 200 de oameni să lucreze afară. Unii sunt plecați cu familii, cu tot alții o jumate de familie și-au luat unii copii cu ei, alții și-au lăsat copii aici. Nu știu dacă durerea, că dorul este foarte mare. O duc bine acolo unde sunt, numai că dorul acesta, uneori năpraznic, te face să oftezi de 3 ori pe zi. Au fost plecați mulți în Italia și Spania, au migrat de acolo înspre Anglia, puțin sunt și în Germania, au ajuns chiar și în Suedia și în Norvegia, avem un bucătar. Eu pe Facebook țin legătura cu ei, că sunt prieteni virtuale acum. Și vorbim și ne mai trece și nouă dorul de ei și lor de locurile de aici. Sunt plecați aproape în toată lumea, și în America avem plecați. Oriunde ai privi, pe fiecare stradă din localitate, se înalță mândre casele construite cu banii trimiși din străinătate, ca o promisiune parcă a unei fericiri ce va veni odată. Până atunci însă, părinții rămași acasă oftează de dorul copiilor plecați atât de departe, și la fiecare sărbătoare îi așteaptă să le deschidă poarta. A plecat și băiatul, l-am ambulbut, a lucrat o grămadă de ani în București. S-a desfințat așa acolo locul, n-am mai om. Tătea s-a uitat la mine. Mămică, decât să vă duc zindu, că n-aveți ce vă trebuie, mai bine vă duc dorul, duceți-vă, mămică, să munciți și căutați-vă de muncă. Da? Așa le-am făcut. Aurica Dragomir are 80 de ani. Nu e zi în care să nu plângă de dorul celor 2 copii și 8 nepoți plecați în Marea Britanie. Sunt 6 ani de când s-au dus unde au văzut cu ochii să își găsească un rost, dar bătrânei îi par o veșnicie. Se teme că nu va mai apuca ziua să-i vadă pe toți intrându-i pe poartă. Ca să-i mai treacă dorul, răsfoiește, pentru a câta oară, albumul pe care i l-au trimis de acolo, de la mii de kilometri distanță. Asta e fata mea de acolo. Asta e fata mea de acolo. Dor tare de ea. Aoleu, dar ce dor mi-este. Așa e. Nepoata, v-am zis că vine de la Ghișeu. Asta e, și asta e surori amândouă. Asta a făcut nunta acolo de curând. A fost aici. Și asta e nepot.
trebuie să fac plâng aici în casă, nu mă vede nimeni în cuibul și deci plâng aici, mă fac toabă de plâng și ce să le fac? Dacă rog să, țara asta noastră nu se mai îndreaptă odată să vină și ei să găsească ce e un loc de muncă. Mă uit în televizor cum se forfăie aici, mă uit și, Doamne, să mă închin. Nu s-o îndreptați țara noastră să facă locuri de muncă, să vină și copiii mei acasă. Da. Copiii mei și-au lăsat casele. Și-au luat casa acasă și a plecat. Da, o roată prin curte, ziua pe acolo, să plâng prin curte. Îmi zice un nepot, un, hai mamaie, hai te, numai o săptămână mamaie, să te luăm și pe matale, să vezi și matale ce lăsați-mă, mămică, să mor pe pământul României, unde m-am născut aici. Da. Ziua mai fac ce fac, mai vorbesc cu un vecin, cu, când intru seara în casă, terminată sunt, stau burlita aceea, copiii mei dragi, care s-au dus. Și fiica Elenei Dragomir a plecat în Anglia. Era asistentă pe salvare, însă tăierile salariale au făcut-o să-și părăsească țara. Nu am mai văzut-o nici pe ea și nici pe cele patru nepoțele de mai bine de 4 ani. E foarte bine, zic că înapoi nu se mai întoarce. Și pentru părinți vă dați seama ce greu este? Da. Mi-e dor de copii câteodată, vă spun, și mă duc la fetița cea mare, chiar am venit de la Slobozia, la Altaieri, și le-am văzut pe calculator. Și așa ne-au pupat și ne-au pupăcit și le-am... Dar vreau să le strâng în brațe. Vreau să le strâng în brațe. Așa bucuroase erau la alta seară pe calculator. Mamă Ica, abia te așteptăm, venim la aeroport, te așteptăm. Și aia mică vorbește, nu vorbește românește. Cea de a treia și ultima nu vorbește românește, vorbesc în engleză. Câteva case mai încolo, alți părinți suspină de dorul feciorilor plecați după un trai mai bun. Familia Nan are 3 băieți în Italia. Sunt printre primii din sat care au luat drumul străinătății imediat ce s-au deschis granițele. E drept că e... greu, așa că avem nevoie de ajutor și aici de ei de multe ori, dar dacă se uită să scoată și ei un bani, dacă aici nu e loc pe muncă. În concediu vin, fiecare vine la an concediu. Prea mult de muncă și nici concediu nu îi lasă să-l facă complet. Îi sună și îi cheamă acolo. Și... mereu bag 6 euro, 6 euro și vorbesc cu ei, cu toți și cu nurorile și cu... Stai în Germania și asta e nevasta și fetița. Și a venit la nunta fetei în București aici. Asta e fetița lor la voi. Nepoțica. Nepoțica, da. În Italia sunt și cele 3 fete ale lui Neafănică. Vin rar acasă, doar din când în când în concediu sau aduse de vreun necaz. Păi când... deci când a murit nevastă mea, a venit mare de cacul și am mormântat-o, nu știu ce, a stat 2 săptămâni. După 2 săptămâni, a plecat. Vă e dor de ele? Ei, da. Dumneavoastră, dacă aveți copii, nu? De acolo, dintre străini, copiile trimit de sărbători părinților rămași singuri, bani și colete. Însă în pachetele pline cu bunătăți, nu găsesc singurul lucru de care au cel mai mult nevoie, dragostea lor. O, Doamne! Mereu mi-a spus, nu mai plânge, mămică, nu mai plânge, lasă că venim, ca să nu mai... ce să fac? Stau singurul cuc aici, le spun că mă sună în telefon, ce faci mămică, lie ciocăr, lie singurul pustie, îi pumnește plântul acolo. Să ajute Dumnezeu să vină copiii acasă, tare e greu fără ei. Să facă și mai o situație mai bună cu locuri de muncă, cu picioare. Fără, am ajuns la 80 de ani să stau singur, am crescut 4 copii. Stau singur,
Nu ne e dor de ei și așteptăm de sărbători acasă. Nici copiilor plecați departe de țară nu le este mai ușor. Privesc cu evlavie și ating cu smerenie fotografiile părinților. Știu că sunt bătrâni, că le este greu și dor, dar trăiesc cu speranța că într-o bună zi se vor întoarce acasă. Și atunci le vor șterge cu sărutări lacrimile de pe obrajii blânzi, le vor fi din nou sprijin și nădejde. Până atunci însă, noi ceilalți, cei care am rămas să trăim în această țară cu munți falnici și câmpii mănoase, nu trebuie să uităm că România va fi o țară mai bună și datorită sacrificiului lor. La mulți ani, România! La mulți ani, români, oriunde v-ați afla! T-ai trăit supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-o umplut amarul crud, plânsul nostru-i tot mai surd, Doamne, ocrotește-i pe români. Silvania mea sfântă, de mulți ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră, dealul sfânt, de când suntem pe pământ.